Grădinița cu program prelungit Gulliver în parteneriat cu Batalionul 52 Geniu TISA, Direcția Silvică Satu Mare și Asociația Freeway Satu Mare au desfășurat proiectul Pădurea între Splendoare și Fragilitate, în cadrul căruia au plantat 500 de puieți. Cei mici s-au dovedit a fi extrem de încântați de activitate și au luat acest lucru foarte în serios, conștientizând deja importanța copacilor în viața de zi cu zi. Îmi spui ce faci tu azi aici? Plantăm copăcei. Dar de ce e important să plantăm copăcei? Ca să ne dea oxigen. Să fie curată planeta. Păi, am venit să plantez copăcei. Atunci e mai frumos când plantez niște copăcei. Și cu ce crezi tu că ne ajută pe noi copăcei? Ne dă frumusețe. Pentru că face bine pentru planetă. Da, și ne dă vânt. Aer curat. Ne dă aer și putem să trăim. Și cum e aerul dacă avem mulți copaci? Sănătos și curat. Primăvara a sosit. În livadă am ieșit. Am sădit un copăcel. Voi avea mare grijă de el, pentru că e doar un pui lăsat de la mama lui. Dacă îl voi îngreși, sigur vă mă răsplăti. La activitatea desfășurată în pădurea dintre localitățile Rușeni și Tătărăști din județul Satu Mare au participat aproximativ 120 de voluntari. Scopul campaniei de reîmpădurire, la care a participat întreg colectivul grădiniței, este de a transmite copiilor dragostea pentru natură, dar și de a conștientiza importanța implicării ca voluntari în acțiunile de protecție a mediului, ne-a povestit directoarea Cristina Coștiuc. Grădinița Gulliver este o grădiniță ecologică, avem o mulțime de acțiuni ecologice, facem parte dintr-un proiect mondial Ecoșcoala, facem parte dintr-un proiect național Caravana Reciclării și am ales astăzi să ne întâlnim aici să plantăm niște puieți. Cred că vor fi număr de 500 de puieți plantați astăzi. Ne-am adunat cu forțe multe, cu partenerii noștri de la Batalionul 52 Geniu TISA, cu partenerii noștri de la Asociația Freeway și cu Direcția Silvică Satu Mare. Împreună cu copilașii de la grădinița noastră facem, cred că, treabă foarte bună azi aici. De asemenea, un mare merit îl au și părinții, care au făcut tot posibilul să fie alături de cei mici, această activitate având ca scop și consolidarea relațiilor între copil, părinte și cadru didactic, relație pe care se pune un deosebit accent în instituția de învățământ preșcolar. Pot să recunosc că ne bucurăm de un număr foarte mare de participanți astăzi. Suntem undeva la 120 de persoane. Când am inițiat această acțiune, nu ne așteptam să fie chiar așa de mulți, dar ne bucurăm că părinții ne susțin și sunt alături de noi și împreună, în echipă, reușim să insuflăm copiilor dragostea de natură. Evenimentul s-a încheiat cu o masă organizată în cinstea celor mici și a hărniciei lor, care a avut loc la poligonul de tragere de la Tătărăști, loc unde copiii s-au jucat în voie, alături și sub îndrumarea cadrelor militare, fiind fascinați în special de tancul pe care au avut voie să-l escaladeze. Grădinița Gulliver este implicată în numeroase proiecte ecologice, dintre care amintim programul mondial Eco Școala și programul național Caravana Reciclării. Ce frumos avem un copăcel.